Deși criza politică din România este încă resimțită de aproape toate partidele, totuși criza PSD a fost stinsă prin decizia președintelui Iohannis de a accepta premierul propus de aceștia, Viorica Dăncilă. Un nou premier, o nouă revoltă în rândul multor cetățeni, o nouă victorie PSD, o nouă frustrare a celorlalte partide care au luptat pentru o nouă guvernare. PMP s-a făcut din nou auzit prin intermediul membrilor săi care au luat atitudine la această decizie nedreaptă a președintelui. Deputatul Cătălina Bozianu, un membru activ și vocal al PMP, a scris pe pagina de Facebook despre efortul zadarnic al partidului de a lupta pentru înlăturarea unui sistem corupt și abuziv. Așa cum deja se cunoaște, PMP a fost singurul partid de opoziție care a prezentat două propuneri de premier, fiecare dintre ele net superioară din punct de vedere al calității profesionale propunerii PSD. Președintele executiv Eugen Tomac și europarlamentarul nostru Siegfried Mureșan. Din păcate, președintele Iohannis nu a ținut cont decât de simpla aritmetică parlamentară și a ales să o desemneze pe Viorica Dăncilă. Cred că președintele le era dator milioanelor de români insultați de modul în care guvernează. Liviu Dragnea și PSD de lupta oarbă pentru putere din interiorul acestui partid cu o minimă opoziție la această propunere mai mult decât contestabilă. O doamnă pe care nu o recomandă nimic pentru această funcție. Poate doar faptul că este din Telorman și obediența față de Liviu Dragnea, a precizat deputatul PMP Cătălina Bozianu.